din această dimineață este Lucian Marian. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ai venit la noi! Bună, spun acasă, bine, spun Hunedoara. Este un proiect pe care l-ați inițiat începând din februarie anul 2012. Povestim cu tine mai multă despre acest subiect. Da. Ați observat că în fiecare dimineață ne place noi așa să aducem invitați mai la prima oră. Nu de alta, dar ni s-a tot spus: domnule, dar aduceți invitații că am târziu și noi nu mai vedem că plecăm. Păi nu plecați, măi, oameni buni. De aceea am adus în prima oră, ca să... Da. Luci, spune-ne mai multe și mai ales despre acțiunea ta care va avea loc în luna decembrie. Da, este o acțiune frumoasă pentru orașul Hunedoara, poate și pentru copiii de la Casa de Copii din Hunedoara. M-am gândit să fac o expoziție cu orașul înainte de Crăciun. O expoziție în foto. De fotografie. De fotografie. Cu... Care va avea loc unde? La Galeria de Artă din Hunedoara, de lângă Casa de Cultură, în 16 decembrie până foarte în 22. Tare. Deci din 16 până în 22, la Galeria de Artă de lângă Casa de Cultură, toți cei care ne văd și care nu ne văd, ziceți mai departe, la cei care nu ne văd, să intrarea liberă, mă gândesc. Intrarea va fi liberă, da. Pentru toată lumea, licitația va avea loc? În 22 decembrie, în ultima zi. Spune-ne ce licitești, să nu creadă lumea că vinzi vreun Bentley. Nu, se vor licita tablourile, fiecare în parte. De precizat că nu se vor licita drepturile de autor pe fotografie. Totul este într-un scop umanitar. Toate licitațiile, adică toată donația va fi dată Casei de Copii din Hunedoara. Și chiar mai mult de atât, discutam înainte de emisiune că tu o să te implici personal în ceea ce înseamnă această donație, respectiv o să discuți în prealabil cu cei de acolo să vezi dacă au nevoie sau de ce au nevoie, pentru că ți-ar conveni mult mai mult să știi că le dai exact ceea ce au nevoie și nu să bagi niște o sumă de bani într-un cont oarecare. Exact, exact. Sunt câteva detalii pe care încă nu le-am finalizat. Bănuiesc că luna aceasta până în decembrie să fie toate puse la punct. Am înțeles că există și sponsor, nu o să spunem, dar e bine că să știm că există oameni de bine care te-au ajutat și te ajută în acest proiect, respectiv cu tot ceea ce înseamnă organizarea expoziției. Da, oameni de bine pe care îi consider prieteni, mi-au demonstrat de multe ori când sunt prieteni și eu pot doar să le mulțumesc pentru toată treaba asta. Am înțeles. Gazda este primăria, oarecum prin sala care ți-o pun la dispoziție, este sala primăriei. Da, este primăria municipiului Hunedoara. E bine că au reacționat bine și ei, fără să... De regulă reacționează bine la tot felul de acțiuni, mai ales umanitare. Umanitare, da. Iar culmea să-ți ceară bani. Domnule, de asta e că noi de fapt vrem să dăm banii, nu să ni... Exact. Da, foarte bine. Și vreau să prezentăm câteva poze, dacă e pregătită regia. Eu nu te rog. Aici e Hunedoara. Nu o să vă spunem care din ele. Unele dintre ele vor participa la licitație. Ca să fie suspansul mai mare, nu o să vă spunem care. Da, poți să dai. Cine face pozele? Pozele face el. Doar eu. Doar tu, da? Doar eu. Da, poți să dai și o să ne spună Luci pe parcurs ce și cum aici. Da, este o stradă foarte deosebită din Hunedoara, se numește Strada Revoluției și primăvara este foarte, foarte frumoasă. Dar ai prins-o așa, nu e chiar nicio mașină, nimic, niciun cetățean? Astea sunt detalii pe care prefer să nu le dau. Am înțeles, ok, perfect, super arată poza. Da. Sunt poze prelucrate sau așa? Pe aici, colo, mai sunt, de exemplu, diferite cabluri care chiar trebuie scoase din ele, nu arată bine. Aceasta este Cerna și podurile care sunt peste ea. Da, și... din poziția în care ai pozat-o, tu nu ar părea că este, poți să zici că e undeva la Sankt Petersburg sau oriunde mai puțin Hunedoara. Păi, de ce nu? Doar că se numește Hunedoara. Am înțeles. Da. Mai departe. Aici? Da, este strada Avram Iancu, este spre gară, spre gara din Hunedoara. Este o fotografie făcută pe undeva pe la ora 1 noaptea. Am înțeles. De asta de multe ori nu sunt mașini pe stradă sau oameni. Da. Și oricum oamenii, dacă la calitatea pe care le fac, oamenii ar apărea destul de mișcați în poze și ar strica oarecum
imaginea. Da, asta e o poză super tare, super, super tare. Da, mulțumesc, este o fotografie care am făcut-o la 4 dimineața. Zăpada în zona aceea era până la genunchi, dar dacă am prins acel moment. Uite, eu această poză să... care ai făcut-o tu, dacă aș fi primarul Hunedoare, poate să uită domnul Arion la noi, aș folosi-o pentru promovarea orașului, jur. Deci când spui Hunedoara să te gândești la poza asta și aici mă refer la cei care nu cunosc, pentru că eu știu ce înseamnă Hunedoara, dar cei care nu cunosc și văd poza asta, sunt sigur că o să zică: mami, tati, du-mă acolo la castelul ăla din poveste. Unde? Nu știu, era o chestie Hunedoara. Eu cred că e o mare problemă la nivel național, foarte sau majoritatea orașelor și locațiilor nu au prezentare. Foarte tare poza. Toate celelalte țări, orașele, deci au prezentări proprii. Că dacă le arăt poza asta la niște nemți sau luxemburghezi, vorba lui Amigo, vin. Oh, ia, bite, unde? Nu se interesează, să zică, da. Astăzi, uite, anul ăsta fac film de prezentare a orașului X, Y, Z. Da, dar să vă spun ceva, prin pagina creată, când spun Hunedoara, spun acasă, pe săptămână sunt 20.000 de vizitatori. Există diferite aplicații care îmi spun. Dar vreau să te întreb, cine a făcut pagina? Tu, nu? Eu. Tu ai făcut-o. Ai văzut eu diferența? Da, ai făcut-o tu. Ai înțeles? Făcut-o tu. Da. Nu? Păi, da, foarte tare. Și aici, Hunedoara, undeva de sus. Fiecare comunitate locală are bugete specifice în promovarea locației. Uite, colegul. Locații. Da, uite aici. Ce frumos. Deci poza asta vreau să zic că... aș lua acasă. Păi, și atunci să faci o astfel de promovare. Fantastic. Crezi că fantastic. N-ar veni turiști? Ba da, da, uite, un catalog din ăsta, un album din ăsta trebuie, ca să-l împarți la târgurile de turism. Exact. Nu zici mai departe. Doar la târgurile de turism. Cum, domnule, aveți în România așa ceva? În Hunedoara? Păi de la Ghost Rider cine știe ce poze de asta ar fi văzut, că altfel nu veneau încoace. Da. Sunt diferiți oameni. Mai departe, sunt fantastice, vreau să vedem cât mai multe dintre poze. Sunt diferiți oameni aici care... Aici biserica... Biserica din Parcul Tineretului. E o biserică nou construită. Foarte, foarte tare. E pe undeva dimineața. Asta este biserica din Buituri, cu cele două turnuri din Micro 6, din cartier. Da. Din nou, ce fainar. Panorama. De noapte. Dar din ce locație ai făcut? Nu spune că e secret, că asta tot, e secret, tot s-ar duce și-ar poza de acolo. Deocamdată este un teren privat, din câte am auzit. Nu este, adică e un deal din... Dar uite ce bine de poza asta, da, colegul. Păi, așa cu nori, cu tot. Ha? Da, este pe stadionul de Mișa Klein, unde juca Corvinul, acum fece Hunedoara. Da. Na, același parc de care ziceam mai devreme, Parcul Tineretului, în zăpadă. În zăpadă și foarte tot tare. La ore matinale. Este aceeași locație care spuneam mai devreme. Aceeași, da. Doar că acum cu un răsărit de soare superb. Da. Tot stadionul. Aici vremea... este de evidențiat ce fac suporterii Corvinului. Da, uite și asta. Perfect asta. Sunt diferiți investitori, adică presupuși investitori care mi-au trimis mesaje și ar spune că ar veni la Hunedoara datorită prezentării. De regulă nu prea se prezintă. Uite, asta să-l transmitem puțin la UEFA, să vadă că mai... Partea frumoasă nu se arată de multe ori. Se alege partea mai ușoară, care de multe ori nu este prea... Luci, cum îți vin ce ideile sau ce simți tu când faci pozele astea? Pentru că nu știu poze care poți să le faci așa. Fiecare își cumpără un aparat și mă apuc și fac o poză. Da. Despre ce fac alții nu pot să vorbesc. Nu, eu te întreb pe tine, care trebuie să ai un feeling, ca și un pictor care atunci are ideea sau unul care, uite cum ai făcut asta. Da, păi aici vreau să vă spun că era 7 fără 10 dimineața, iarnă și lumina din oraș s-a stins. Și atunci castelul fiind iluminat altfel, a rămas aprins. Deci asta chiar nu-i trucat, adică așa e poza. Așa e poza. Deci nu-i plănucat nimic. Nu, că asta îți dai seama, ai impresia asta, bă, că a pictat poza, adică... Se vede ca și cum ar fi castelul pus acolo, dar nu e așa. Îți dai seama că trebuie să prinzi exact ora când castelul rămâne încă luminat. M-am mirat când am făcut fotografia. Da, foarte tare. Da, să faci un astfel de catalog, pe cuvânt.
Și să prezinți, crezi că n-ar veni lumea să vadă? În față Casa de Cultură sau? Da, Casa de Cultură. Deci aici e acolo, corsul ăla din Hunedoara, care e plin ziua de oameni. Da, nu? Da. Când e făcut asta? Dimineața, seara? Tot pe la ora 1 noaptea. Mă gândesc, altfel era colegul aici, Mișune, sunt ca furnicele oamenii în toată ziua pe bulevardul ăsta, cel mai cunoscut din Hunedoara. Ce apară foto folosești? Unul foarte șmecher, să zic așa. Nu e șmecher. Multe din fotografiile care apar, apar cu aparat digital. Deci nu cu aparat DSLR. Acum am și aparat DSLR de un an și ceva. Deci asta e foarte tare. Și cu cerul în culoarea aia? Cerul așa era. Și atunci bătea pe... Mulți mi-au spus că nu le vine să creadă că e prea roz. Problema era că cerul era roșu și toată lumina se reflecta pe zăpada de pe case și de pe castel. Fantastic. De asta e culoarea asta. Da, și aici tot, Hunedoara. Vreau să ne prezinți, mai avem timp sau dăm publicitate și intrăm? Că are și niște poze cu Deva și aș vrea să vedeți și voi. Hai să prezentăm tot acum. Da, prezentăm tot acum. Ioane, te rog să bagi folderul 2 și știți de ce? Pentru că o să aveți impresia că Luci are treabă doar cu Hunedoara și are el un fix că nu, omul e din Hunedoara și bineînțeles că își iubește orașul foarte tare. Zine despre pagina de Facebook. Da, zine despre pagina. Câte like-uri ai acolo și unde găsesc oamenii? Aici e Deva. Deva, da. Poftim, poze din Deva, dragă. Da. Spune-ne de pagină, care se numește? Când spun Hunedoara, spun acasă. Este o pagină care am făcut-o pentru orașul Hunedoara, doar că s-a extins puțin. Acum apare și Deva, apare și Simeria. Da. Și vor apărea mai multe. Bine, dacă ai pus un titlu foarte bun, când spun Hunedoara, spun acasă, poți să iei acum că e județ. La asta m-am și gândit, când am făcut ANSCO extind. Da. Bun asta. Palatul Magna Curia. Cu cetatea. Biserica asta care fac pariu că 3 sferturi din Deva nu știu unde e, numai dacă le spui. Colega, tu știi unde este această biserică? Acum mă gândeam. Trecuși pe la liceu pedagogic, de mult. Da. Ai văzut? Chiar că ești din el, te la vezi de-a. Da. Poza așa nu. Așa în poză zice, oare unde este această minunată biserică? Da? Mai sunt? Mai avem, să vedem. Poftim atunci. Urbea noastră. Da, Deva și în depărtare. Asta e de la incendiu, mă? De la mine? De la pădeal? Da, bă, dar nu. Dar trebuie să-l prindic la Luci și să prindă niște poze cu fumul, mă. Da, în depărtare se vede măgura uroiului din Simeria, din zonă. Da, dealul cel mai cunoscut. Da. Da? Ce mai avem, Ioane, așa? Uite, aici iar o întrebe fată. Unde este asta, fata? La teatru. Bravo, dragă. Știe că mere de zi de zi, altfel, nu? Foarte tare și asta. Da, asta e acolo, e the prefectura. Viitoare. Viitoare cândva vreodată. Da. Foarte tare. Bine, sunt foarte multe poze, v-am prezentat doar câteva. Unele dintre ele vor fi și expuse și pentru licitație. Da. Vor fi expuse pentru licitație, tablourile. Ca să nu se înțeleagă drepturile de autor și tablourile, eu sper, exact. Sper le faci cât de mari, în ce mărime le-au să le faci? Vor fi A3, vor fi pe pânză. Am spus să le pun și o ramă, de regulă nu, pânza nu prea se pune pe, nu se pune în suport, dar omul care care cumpără vede el cum își așează fotografia. Da, pe data de 16 decembrie, mai este până atunci, poate mai vii și ne mai prezinți ceva? Posibil, deocamdată trebuie să mai aflu detalii, trebuie să văd și sincer, eu sper ca cei de la primăria Hunedoara să colaboreze cu tine. M-au contactat, domnul Viorel Arion m-a contactat, doar că eram plecat. Și peste câți ani fac prezentarea cu tine? Păi nu știu, mai repede, aici, nu ani, e vorba de... Sunt alte detalii. Am înțeles. Da. Am de terminat cu prima parte. Da, ne revedem după publicitate. Când nu e așa, ești obișnuit să ne suni la concurs 0354 738888. Dă o pizza mare de la Bistro Arborea după publicitate.